Deci excluzi posibilitatea ca, nu știu, într-o zi Nu în gen frică să-l exclud, antreneze nu, pe sub Athanas nicio Striga? formă, nu. Asta nu se poate exclude, nu. Deși, de ce nu, până la urmă. Dar ei, nu știu, are la fel Eugen, îi dă sfaturi, încearcă la fel să-l, nu știu, să... Da, ei vorbesc, mă rog, în mica măsură în care au timp, pentru că și unul și celălalt Fiecare cu sunt programul lui, da. foarte ocupați. Da, dar așa, sigur, după meciuri îl sună, îl întreabă cum ai jucat, cum... Ca orice tată ar face Da, probabil pentru da, copilul da, lui, da, da. da, da. A fost și această perioadă în care el antrena FCU Da, dacă țineți și... minte, în momentul în care el a antrenat FCU, s-a dus foarte liniștit la meciurile lui Fisu. N-am înțeles de ce n-a venit atunci la episodul ăla, la debutul lui Ati, dar am foarte multe probleme. Adică am multe lucruri pe care nu le înțeleg în viață și ăsta e unul Pare că dintre. te-a deranjat. Da, m-a deranjat, da. Și pe și Îl Atanas cum așteptai arată? acolo. Da. Acum, știi cum e? Când te deranjează ceva, când pe mine personal mă deranjează ceva, nu-l întreb și pe cel în cauză, de frică să nu-l rănesc. Și atunci eu îmi înăbuș nemulțumirile mele personale și las copilul să-și înăbușe poate și el Acum sunt eu nemulțumirile. avocat, poate chiar nu a putut să ajungă. Știi cum e? Sunt niște momente ale copilului, când prima zi de școală, nu știu, Nu prima zi... există. Deci a nu putea nu Nu? există. Când, din punctul meu de vedere, când vine vorba de copii, nu contează, exact cum ai spus, prima zi de școală, prima zi de grădiniță, prima zi de, nu. Corect, debutul a fost odată în viață. Acum Da. să ne gândim totuși că pur și simplu Da, Eugen mă Turcan a rog, putut până la ajunge și el. urmă, ce se întâmplă? Fiecare își alege anumite lucruri. Adică eu una nu mi-aș fi putut ierta o chestie de genul ăsta. Și atunci prefer să... Na, el știe cum și-a manageriat absența. Dar voi aveți o relație ok? Nope. Adică, nu știu, fiind amândoi în fotbal cumva, nu știu, v-ați intersectat și prin prisma asta Da, sau... e destul de ciudat. A trecut ceva timp, însă au cam bubuit primele pagini atunci, în momentul în care v-ați despărțit de asta de... Era firesc că erau două Nu, nume dar mari chiar și... n-au bubuit atunci primele pagini, pentru că s-a aflat foarte târziu de divorțul nostru. Noi divorțasem de foarte mult timp. Când am Când aflat noi s-a aflat, în presă, spun. da, nu, da, Eram cu două nu, nu. telefoane la urechi. Nu. Relațiile dintre noi sunt diplomatice și reci. Adică nu. Bine Avem că... copii mari, Corect. Noi, o să te întreb eu altfel. Hristu Sunt are două. diplomatice și reci, însă sunt normale pentru doi oameni care s-au despărțit, nu sunteți primii și nu o să fiți nici ultimii, care au, Da, nu, ce sunt se legați întâmplă? de ceva. Noi avem copii foarte mari. Deci Hristu are 23 de ani, aproape Mulți 23, înainte să vă dați. Adi 17. În afara faptului că mai am nevoie, mă rog, am avut nevoie de procură pentru a pleca cu Atanas în străinătate. Nu comunicați. Nu. Nu, pentru că nu. Sigur că dacă sunt situații speciale, ne trimitem mesaje, dar doar în situații speciale. Dar așa nu ne întâlnim de sărbători, cum am mai auzit în alte familii, petrec Da, există și sărbătorile cazuri împreună. mai, da. Nu, noi nu. Dar v-am zis, relațiile sunt diplomatice și reci, adică la modul strict vorbim când avem probleme.